Sărbătorile de Paște au reprezentat pentru cei mai mulți lugojeni o bună ocazie de a gusta din bunătățile pregătite cu grija acasă. Fiecare s-a ocupat ca masa tradițională să fie una cât mai bogată, însă unii au uitat limita de mâncare și au ajuns la secția de urgență a Spitalului Municipal. Medicii spun că după o perioadă îndelungată de post nu este bine să exagerezi cu produsele gastronomice, Însă nu toți lugojeni au ținut cont de acest lucru și în aceste zile s-au prezentat la urgențe persoane suferind de colici biliare sau sindrome acute de vărsătură. Doar în dimineața zilei de astăzi au ajuns patru persoane la urgențe cu astfel de afecțiuni. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Timiș, în perioada 6-10 aprilie au fost acordate îngrijiri medicale unui număr de 1377 de persoane. Principalele afecțiuni medicale au fost durerile abdominale și de spate, durerile toracice și dificultățile de respirație. De asemenea, 11 persoane din județul Timiș în stare de ebrietate au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele patru zile.